Nu, nu este un OZN, ci o seră. În timpul nopții polare, temperatura în interior scade la minus 20 de grade Celsius. Numai când începe ziua polară, vede și Benjamin ce crește în seră. Avem acel fenomen natural când în timpul soarelui de la miezul nopții, teoretic soarele strălucește 24 de ore în continuu. Putem avea atunci 25-30 de grade în interior. Mi-ar plăcea mult să pot cultiva niște rădăcinoase. În sfârșit, puțină lumină solară. Iarna, întunericul persistă luni în șir. Sunt minus 25 de grade Celsius. Tundra este permanent înghețată. În Svalbard există mai mulți urși polari decât oameni. Din câte locuri există pe planetă, Benjamin cultivă legume și verdețuri aici, la Polul Nord. And this one, I think looks good too. And then this one, 3, 4. The fourth one is on the table there, so. Împreună cu o prietenă, Benjamin lucrează la ceea ce ei numesc laborator. Semințele încolțesc doar atunci când clima este aproape tropicală. În cadrul experimentului au plantat busuioc, pătrunjel, creson, salată, castraveți și ardei iute. So did you see that we got the humidity up now after we moved the tower in? Yeah, because we lifted it from 20 to almost 45-50%. Yeah. Definitely. That's so much better for all the plants. Grădina polară este încă în faza de testare. Deocamdată cei doi grădinari colectează informații. Inițial, Benjamin și-a dorit să poată avea legume proaspete. Așa s-a născut ideea acestui experiment și afacere în același timp. La 3 după amiaza este deja întuneric beznă. Benjamin s-a obișnuit cu asta. De fapt, mă bucur de anotimpul întunecat. Când este din nou lumină, suntem foarte ocupați, trebuie să alergăm tot timpul. Provocarea este cum să te deconectezi. Pentru mine, sezonul întunecat e un fel de concediu. Indiferent de anotimp, afacerea lui Benjamin merge bine. Cererea este mare, iar stocul limitat. Arhipelagul norvegian Svalbard se află la aproximativ 1000 de kilometri de capul nord. În mod normal, toate alimentele sunt transportate pe calea aerului, ceea ce nu este nici ecologic, nici ieftin. Hello, chef. De aceea, Benjamin vrea să demonstreze că se poate și altfel. Am vorbit și cu ceilalți bucătari și le-am vizitat seara. Am vrut să ne convingem cu ochii noștri. Este uimitor să ai aceste produse proaspete în Svalbard. Pe lângă faptul că sunt proaspete, solul în care cresc este reciclat și îngrășat cu compost. Benjamin este convins că economia circulară poate funcționa și intenționează să demonstreze lucrul acesta chiar aici, aproape de Polul Nord.